Oare cine a câștigat tragerea sorții? Cu siguranță Nițui, capitanul Vicente Matei, vine și Denis Ciobotariu, pleacă pasa, Ciobotariu centrează, bine, lovitură de cap și gol! Gol înscris de Gheorghe, Ion Gheorghe, vine perfect la centrarea lui Ciobotariu și șep și deschide scorul. Traiectorie puțin cam înaltă, am indicat de el și se termină și câștigă din nou spre bucătăria lui Ciobotariu. Ștefănescu care scrie! Ștefănescu, mișcări înșelătoare, control perfect, găsește culoarul și punctează fără emoție. Nu pot să cred că asta se analizează aici. Nu cred așa ceva. Nu se poate. Nu cred așa ceva. Liber, pasa acum este pentru Varga. Varga! Busato nu prinde mingea. Și gol! 1-0 pentru Sepsi. Alergă Busato, riscă, Rondon reușește recuperarea. Rondon pasează. Varga! Gol! Și până la urmă este gol. Cu ceva emoții, Busato a ghicit colțul, a reușit să și atingă mingea. Păun centrează, Matei din prima reia și apare Rondon, care înscrie, se cere offside, dar nu este Aganović. Se întoarce Aganović, Varga stop pe piept, șut, gol! 3-0, Șepci în minutul 90, Roland Varga. Alimi, ce execuție Alimi! Nici o șansă nu a avut brazilianul. Aganović, acolo este Rondon, acolo este și Franco, dar mingea spre Rondon, s-a dus, deviată, gol! Deja 20 de minute din repriza a doua, vine centrarea lui Ștefănescu! Excelentă centrare! Gol! Gol pentru Șepci! Încă o fază. Nu, e final. Mai lasă. Șepci se califică și este în play-off-ul Conference League. N-ar fi trebuit să aibă aceste momente de emoție de la final, pentru că e clar, echipă peste. Stângul, foarte bine, foarte bine, subtil, rafinat, un pas sărit înainte de a lovi mingea. Matei,
Hai Matei, este impecabil. 2-2. Are cu cine continua. Se uită la care. Ce ocazie pentru Ștefănescu. Norvegiană, jucător venit în ianuarie anul trecut la Bodoglimt. Atenție, gol! Gol de această dată. Marchează Shirley și inevitabilul se produce. Și moment în care Andres Dumitrescu putea să aibă prin planul. Atenție, bună intervenție și în cele din urmă se face 2-0. Marchează Amal Pellegrino. Unitate bună, Roland Varga din poziție regulamentară și este ocazie, gol! 2-1, iată minutul 42, Șefci. Prima acțiune ofensivă pe această repriză secundă, pare gol! Extraordinar, ce start de repriză secundă! A fost convins să bată el Amal Pellegrino. Ce execuție are Amal Pellegrino. 3-2 Bodoglimt. S-a prelungirilor. Balonul pleacă foarte bine. Nu este offside pentru Marius Ștefănescu. Gol! Anulat pe motiv de offside. Incredibilă decizie și probabil că este una corectă. Bodoglimt a condus 1-0 și 2-1 la Sfântul Gheorghe, iar astăzi a avut 2-0 și 3-2. Se termină, doamnelor și domnilor, Șepși este și ea eliminată. Ceva mai devreme, Farul a fost eliminată tot în nord, la Helsinki a pierdut 0-2 cu HK. Aici am avut un meci dramatic. Marković intră în centru, e puternic, vine cu o pasă excelentă și e prima ocazie de gol a meciului. Șut și gol! Marković! Secunda 50! Îl încurcă în acea zonă, primește Marković, îi lasă balonul lui și gol! 2-0, Liesturii marchează al doilea șut pe poartă, al doilea gol pentru Universitatea Craiova. Djokovic, pași mărunți și execuție sigură, 5-2. Nițu-i frustrat că a intuit direcția șutului. N-am mai avut ce să facă și trebuia să accepte ideea că au practic cum așa să atipă. David Chichi! Budescu, gol! Farul 2-1! Într-adevăr, o reluare complicată, o mică bijuterie a lui Budescu. Otele se duce peste Checke și Otele pentru Bârligea. Bârligea! 3-0. Liviu Ciobotariu. O, centrare, vinge de viață, poartă gol de Beliuc și iată că Sexy egalează. Și este offside. O eternitate a durat. Eu nu sunt convins că a fost sau nu a fost. Foarte greu decis. Foarte, foarte grea decizie. Rămâne 1-0, așa tare.
Ștefănescu trimite în careu devierea lui Varga și Ailenei prinde. Și gata. În acest moment este gata partidei. Partida Iașiul câștigă. Minutul 47. Resping băieții lui, dar aici și un șut senzațional. Gol! 5-2, Ion Gheorghe amintește de perioada asta foarte bună. Ce gol, unul dintre cele mai frumoase. Și Ricardinho era și el acolo. Marius Ștefănescu, centrare este bună, gol! Gianfranco nu se bucură, face semn că nu el a atins mingea. S-au scurs minutele de prelungire. Sepsi așadar învinge pe FC Voluntar 2-0. Ștefănescu, lobul! Gol! Splendid! Marcat de Ștefănescu! Minutul 11, 1-0, Sepsi! Grijoreze foarte tare pe dinamoviști, e că Botoșaniul a venit la un singur, punct, gol! Ștefănescu! Dublă a lui Marius Ștefănescu! La finalul primei jumătăți de oră. Intervine neinspirat acolo Dani Iglesias și până la urmă Gonzalo Gregorio, gol! Marchează șeptarul portughez. 2-1 pentru Sepsi din minutul 51. Balonul Rondon în careu împinge la Calacu, centrarea acestuia îl găsește pe Matei Damașcan. Damașcan, șutul lui Damașcan, gol! Sepsi, minutul 85, Damașcan. Domnul Ștefănescu lasă totuși pe colegul său, Mihai Bolaj, la scurt, șut și golul pentru Sepsi. Tot ceea ce își doresc, Moldovenii în acest moment este ca arbitru să pună capăt meciului. Fotbalistic vorbim, știu. Se spune că altele sunt catastrofele, sunt de acord, dar fotbalistic vorbind, e un dezastru ceea ce i s-a întâmplat astăzi Politehnicii, și victorie pentru Sepsi.
Toteliță, centrarea întârzie, abia cum vine și pe un gol! Minutul 24 aduce deschiderea scorului, o breșă uriașă căscată de Ștefeliu pentru Ștefănescu, pregătindu șutul, bară! Transversala îl ocrotește și este gol! 2-0 pentru Șepci. De Beliu apare, nu cred că se poate pune problema unui offside. Florescu trage cu piciorul stâng, apără însă Dinu Moldovan. Da, colegial este să-ți încurajezi evident cu echipierul. Jenant însă șutul. Din nou Matei deschide bine pentru Kevin Varga. Șafranco intră în careu. Kevin Varga poate șuta, o face, șut bun, gol! Așa se va afla. 2-0 pentru Șepși, minutul 52 și primul gol în tricolul Șepși. Să nu se impună, iar farurile să piardă. Șut acum puternic, gol! Matei! Senzațională această execuție, acest trasor. Cala cu balon în careu. Șafranco centrează. Mingea este respinsă de defensiva Petrolului. Șutul lui Florin Ștefan. Gol! Gol! Șepși! Minutul 14. Avem deschidere de scor. În sfârșit, în partidele care se joacă. Un moment periculos. Din nou moment periculos la poarta lui Șepși. Este gol! Înscrie Albin Berisha, minutul 87. Este minutul 87 și la acest scor Șepși pică sub Universitatea Cluj. Este un gol pentru Șepși de Rogi. Marcheze, trebuie să marcheze echipa lui Bergdorf. Minge în la marginea careului, Ciobotariu îi pasează pentru un gol al lui Ștefănescu, pare să fie sau este de Beliuc. Este gol marcat incredibil în prelungiri de echipa lui Bernstorck. Extraordinară desfășurare de situație. 2-1 pentru Șepși și pare să fie golul calificării play-off, final dramatic aici la Ploiești. Pasează totuși lui Marius Ștefănescu. Așteaptă de Beliu în fața porții de Beliu. Gol pentru Șepși. Minutul 90 plus 5 și de această dată nu se mai ridică fanionul, nu se mai intervine cu varul, pentru că iată Șepși dă lovitura de grație. Vezi Ștefănescu să plece. Iese Târnovanu. Ce o face rău Florin Ștefan. Gol! 2-2. A doua reușită a lui Florin Ștefan. Pare că tremură liderul campionatului și pentru acest punct Denis Ciobotariu cu exteriorul pe lângă poarta lui Târnovanu. Ce oportunitate ratează Sepsi. În această seară Omar El Kadouri o pasă pentru Muhar. Gol! CFR Cluj înscrie probabil la ultima fază, dacă nu e offside, la Carlo Muhar. Are și mare noroc Muhar. Americanei. Și seamănă ce de... Oh, ce greșeală Ștefănescu! Ștefănescu scoate poarta goală, Matei! Și este gata meciul, e 4-0 pentru Sepsi. Da, luna cadourilor parcă era decembrie. Foarte bine Varga, pasă excelentă. Alimi! 3-1 Sepsi.
Primul minut al prelungirilor. Ce contră spectaculoasă. Zona aglomerată, Dumitrescu, centrare bună, Sebeliu, gol! 2-2, egalează Sepsi, ce fază frumoasă, centrarea lui Dumitrescu. Că știu jucătorii că o victorie îi duce pe locul 4, dar nu arată. O, ce trecere aici, Mitriță pentru Andrei Ivan, gol! 3-2, marchează Andrei Ivan, minutul 79. Cred că a strigat Mitriță să o lase. Putea, da. Era prea bine poziționat. Se termină această partidă, se termină sezonul pentru Sepsi. 3-2, Universitatea Craiova. Sepsi Craiova e sigură că încheie acest campionat pe poziția 3-a. Sepsi ratează șansa de a urca pe 4-a.